Astăzi, în Europa trăiesc peste 500 de milioane de oameni. Cum le putem asigura o aprovizionare stabilă cu alimente sănătoase, sigure și la prețuri accesibile, acum și în viitor? Răspunsul vine de la agricultorii noștri, care sunt esențiali pentru economie și societate. În Uniune sunt peste 12 milioane de fermieri cu normă întreagă, iar 46 de milioane de persoane sunt implicate în agricultură și sectorul agroalimentar. Dar sectorul agricol este condiționat de factori economici și de climă pe care fermierii nu îi pot controla. De aceea Europa sprijină acest sector prin Politica Agricolă Comună sau PAC. Aceasta acționează ca o plasă de siguranță pentru numeroasele tipuri de fermieri europeni și practici agricole, astfel încât să se poată produce suficiente alimente. Politica s-a modificat în decursul timpului. Cea mai recentă reformă o face mai ecologică, mai echitabilă și mai eficientă. Uniunea sprijină veniturile fermierilor pentru a se asigura că ei continuă să producă alimente în întreaga Uniune și pentru a-i ajuta să oferă beneficii publice. De asemenea, oferă fermierilor noi resurse pentru a le consolida poziția în lanțul agroalimentar. Europa este cunoscută în întreaga lume pentru calitatea și diversitatea alimentelor și tradițiilor sale culinare. Cu ajutorul PAC, agricultorii europeni pot asigura o varietate abundentă de produse europene de calitate, în prezent, în viitor și pentru generațiile următoare. Politica Agricolă Comună a Europei, pentru rădăcini mai puternice.